Acțiunile polițiștilor locali împotriva cerșetoriei continuă. Cetățenii sunt rugați să nu se lasă impresionați de cazurile pe care aceștia le prezintă, pentru a stârni milă și a scoate bani din buzunarele oamenilor. Polițiștii locali au continuat în aceste zile acțiunile pe linia combaterii fenomenului cerșetoriei, care a cunoscut o creștere semnificativă în ultima perioadă. În cursul zilei de 8 iulie, 15 persoane care apelau la mila publică au fost preluate din stradă de către polițiști și predate complexului de servicii sociale. Sociale, Sfântul Francisc. Poliția locală atrage atenția și asupra faptului că cerșetorii apelează și la alte metode de a impresiona populația, motiv pentru care timișorenii sunt sfătuiți să nu se lasă impresionați de aceștia. Metoda adunării de fonduri pentru o asociație care nu există este deja cunoscută, dar mai sunt oameni care dau bani, iar acei bani nu ajung la cei aflați în nevoie. De asemenea, o tânără de 18 ani din Ilfov a fost depistată în barcarea unui supermarket solicitând diverse sume de bani în numele unei asociații inexistente. Totodată, oamenii legii reamintesc cetățenilor că prin oferirea banilor cercetorilor, aceștia îi mențin în stradă și vin și din alte zone, deoarece știu că aici există oameni care pot fi păcăliți de metodele lor de cerșit. Cei depistați nu doresc reintegrarea în societate, se întorc de fiecare dată în stradă, deși centrul de asistență al DAS le dă posibilitatea să rămână acolo până la 3 ani, timp în care beneficiază de cazare, masă și asistență medicală în mod gratuit. Ar putea să se încadreze în câmpul muncii, iar banii câștigați în cei trei ani să-i pună deoparte pentru a începe o viață nouă.